Capitolul 12. Ioas s-a făcut împărat în al șaptelea an al lui Iehu și a domnit 40 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Tibia din Beer Ioas a făcut ce este plăcut înaintea Domnului în tot timpul cât a urmat îndrumările preotului Jehoiada. Numai că înălțimile n-au încetat, poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Ioas a zis preoților, tot argintul închinat și adus la casa Domnului, argintul ieșit la numărătoare, și anume, argintul pentru răscumpărarea oamenilor după prețuirea făcută, și tot argintul pe care îi spune cuiva inima să-l aducă la casa Domnului, preoții să-l ia fiecare de la cei pe care îi cunoaște și să-l întrebuințeze la dregerea casei oriunde se va găsi ceva de dres. Dar s-a întâmplat că în al 23-lea an al împăratului Ioas, preoții încă nu dreseseră stricăciunile casei. Împăratul Ioas a chemat pe preotul Jehoiada și pe ceilalți preoți și le-a zis, Pentru ce n-ați dres stricăciunile casei? Acum să nu mai luați argint de la cunoscuții voștri, ci să-l dați pentru dregerea stricăciunilor casei." Preoții s-au învoit să nu mai ia argint de la popor și să nu mai fie însărcinați cu dregerea stricăciunilor casei. Atunci preotul Jehoiada a luat o ladă, i-a făcut o gaură în capac și a pus-o lângă altar, la dreapta, în drumul pe unde se intra în casa Domnului. Preoții care păzeau pragul puneau în ea tot argintul care se aducea în casa Domnului. Când vedeau că este mult argint în ladă, se suia logofătul împăratului cu marele preot și strângeau și numărau argintul care se afla în casa Domnului. Încredințau argintul cântărit în mâinile celor însărcinați cu facerea lucrărilor în casa Domnului și dădeau argintul acesta teslarilor și lucrătorilor care lucrau la casa Domnului, zidarilor și ciopritorilor de pietre, pentru cumpărarea lemnelor și pietrelor cioplite, trebuitoare la dregerea stricăciunilor casei Domnului și pentru toate cheltuielile privitoare la stricăciunile casei. Dar cu argintul care se aducea în casa Domnului, n-au făcut pentru casa Domnului nici ligiene de argint, nici mucări, nici potire, nici trâmbițe, nici un vas de aur sau de argint, ci îl dădeau celor ce făceau lucrarea, ca să-l întrebuințeze pentru dregerea casei Domnului. Nu se cerea socoteală oamenilor în mâinile cărora dădeau argintul ca să-l împartă lucrătorilor, căci lucrau cinstit. Argintul jertfelor pentru vină și al jertfelor de ispășire nu era adus în casa Domnului, ci era pentru preoți. Hazael spre Ierusalim, Ioas omorât. Atunci Hazael, împăratul Siriei, s-a suit și s-a bătut împotriva gatului și l-a cucerit. Hazael avea de gând să se suie împotriva Ierusalimului. Ioas, împăratul lui Iuda, a luat toate lucrurile închinate Domnului, și anume ce fusese închinat Domnului de Iosafat, de Ioram și de Ahazia, părinții săi, împărații lui Iuda, ce închinase el însuși și tot aurul care se găsea în visteriile casei Domnului și casei împăratului. Și a trimis totul lui Hazael, împăratul Siriei, care nu s-a suit împotriva Ierusalimului celelalte fapte ale lui Ioas și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Slujitorii lui s-au răsculat, au făcut o uneltire și au lovit pe Ioas în casa Milo, care este la pogorâșul de la Sila. Iozacar, fiul lui Shimeat, și Iozabad, fiul lui Shomer, slujitorii lui, l-au lovit și a murit. Apoi l-au îngropat cu părinții săi în cetatea lui David. Și, în locul lui, a domnit fiul său Amația.